Speranța de viață a omului se preconizează că va crește până la 120 de ani peste câteva decenii datorită noilor tehnologii precum inteligența artificială și a cunoștințelor dobândite în urma pandemiei de COVID-19. Speranța de viață ar putea crește până la 120 de ani, susțin oamenii de știință. Prognosticul nostru este o durată de viață între 100 și 120 de ani în aproximativ 50 de ani, cel puțin în țările dezvoltate. De asemenea, se estimează că persoanele vârstnice vor fi la fel de sănătoase ca cele de circa 40 de ani, în mare parte datorită progreselor tehnologice rapide. Făcând referire la concluziile unui studiu efectuat alături de colegii săi de la universități din Finlanda, Franța și Regatul Unit, din ce în ce mai mulți oameni vor purta dispozitive portabile pentru a-și monitoriza starea de sănătate. Aceste dispozitive vor fi conectate cu medici și spitale. Astfel de dispozitive vor permite medicilor să facă recomandări referitoare la modificări ale stilului de viață. Într-un studiu incipient, acest lucru având drept efect o stare de sănătate mai bună și o durată de viață mai lungă. Progresele din alte domenii vor contribui de asemenea la o viață mai lungă, au concluzionat oamenii de știință. Medicina personalizată cu medicamente adaptate individual se preconizează de asemenea că va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate, relatează Observator News.ro.